Aula Centrului Universitar Nord din Baia Mare a găzduit conferința A fi sau a avea, invitatul special fiind dr. Călin Georgescu, expert ONU în dezvoltare durabilă. El consideră că omul este o scânteie divină care își caută calea spre Dumnezeu. Calea de săvârșire este cum îți găsești calea către tine însuți. Pentru că dacă nu ești în armonie cu tine, n-ai cum să fii în armonie cu trebuie. Ești în armonie cu tine, ești în armonie cu Universul. Și atunci vei înțelege că viața este o sărbătoare cosmică la care participă toate ființele din Univers. În opinia lui Călin Georgescu, omul este de două feluri, treaz și condus. Treaz este atunci când știi cine ești. Și știi că fericirea este în interiorul tău. Condus este atunci când cauți fericirea în exterior, nu o să o cauți în interior. Conferința a fost ultimul eveniment derulat sub denumirea Toamna Academică Băimăreană, seria prelegerilor fiind inițiată la începutul acestui an de Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare.